camion est arrivé, il a foncé sur tout le monde. Sur tout le monde. Pas de sécurité. Les pompiers, ils ont mis 25 minutes de lumière à arriver. Atentatul a generat o situație fără precedent. Fapt special comparativ cu celelalte atentate, președintele Franței a declarat și starea de urgență pentru rezerviști din forțele de jandarmerie, poliție și ale armatei. Deci, în acest moment, toate declarațiile președintelui Franței, primului ministru și a ministrului de internă, că suntem în stare de război cu statul islamic și cu acești islamici. Viața francezilor de rând merge însă înainte. Franța încearcă să-și revină după încă o lovitură pe care a primit-o exact de ziua ei, de 14 iulie, ziua națională a Franței. Toți francezii și-au luat liber de miercuri după amiază până duminică și iată că aseară a fost această lovitură de la Nice care i-a prins exact în mijlocul sărbătorii. În Franța este perioada festivalurilor culturale care contează mult în economia țării. Rămâne de văzut dacă va fi cazul unor anulări. Cert este că francezii, așa cum s-a văzut și în cazul precedentelor atentate, nu se vor lăsa pradă panicii. Cu toții ne așteptăm la un nou atentat. Am fost bucuroși că nimic din acest gen nu s-a petrecut în timpul campionatului european de fotbal. Însă iată că liniștea nu a durat prea mult. După acest ultim atentat, Franța își întărește acțiunea în Siria și Irak. Premierul francez Manuel Valls a anunțat decretarea a 3 zile de dolu național începând de sâmbătă.